Vă spuneam că nu este singurul incendiu. În Mehedinți a mai fost de asemenea un incendiu, dar care a fost stins, ne spunea Reda Rafat ceva mai devreme. Dar arde muntele de gunoi de la Sintești-Vidra, din apropierea capitalei, aceasta fiind a patra oară la rând în ultima lună când se întâmplă acest lucru. Fumul dens s-a putut observa de la kilometri depărtare și în legătură telefonică directă cu noi este domnul Octavian Berceanu, activist de mediu. Bună seara! Țara, expert pe politici publice de mediu. Domnule Berceanu, mulțumesc foarte mult pentru această precizare. Știu că veniți de acolo, de la Vidra, tocmai ce ați fost. Ați putea să ne spuneți mai multe despre, poate, motivele izbucnirii acestui incendiu și de pericolul pe care le reprezintă în zona respectivă un incendiu. E și un pericol de mediu, de poluare, adică. Tuturor ne-ar fi plăcut să avem în fața ecranelor niște care încep niște anchete vis-a-vis de aceste, că vorbim de Maramureș, Mehedinții, Delta Dunării sau Groapa de Gunoi, Muntele de Gunoi, ar trebui să avem niște procurări să vorbim de infracțiuni în primul rând. Eu n-am auzit de oameni trimiși în instanță, oameni condamnați pentru asemenea pagube, însă și intervenția de la Maramureș sau intervenția de la Vidra, de la Muntele de Gunoi, costă 10.000 de euro. Pagubele sunt de sute de mii de euro de multe ori. Nu am văzut procuror, nu am văzut autorități care să facă ceva pe teren. Avem de incendii de miriști care an și 3 sau 4 amenzi. E imposibil să te pui în fața acestui fapt împlinit dacă nu dai amenzi, dacă nu mergi Mai este un lucru. În momentul în care ai dat foc la o miriște, se extinde în zona de pădure, ca să stii incendiu de pădure, îți trebuiesc 10 ori mai multe cisterne de apă decât ai fi folosit într-o zonă urbană și focul acela nu se stinge. Focul se duce, ca și în zona de depozitare de deșeuri, se duce în profunzime, în fond forestier, în arborilor și îți apare peste 3 zile, fix cum s-a întâmplat că avem atâta focoare la focare de incendii în zona de la Vidra, pentru că se duce în profunzimea gunoiului. Și mai este ceva. Avem, după cum v-ați pagine, pe lângă acest incendiu la Vidra, în proximitate, în Sintești, 4-5 focare de posibil incendii unde au cabluri și nimeni n-a intervenit. Autoritățile nu există. Și l-am auzit mai devreme pe domnul secretar de stat că avem oameni, avem utilaje, avem tot ce ne trebuie. Ei, eu vin din teren și aud aceeași replică ca la colectiv. Avem de toate. Ei, nu există de toate în teren, pentru că primarii ar trebui să aibă instituții și pompieri voluntari pe care i-au. Ar trebui să instruiască populația și n-a instruit-o nicăieri niciun primar asta. Ar fi trebuit să dea către poliție, pompieri și procurori, persoanele care au frecventat zona respectivă sau proprietarii suprafețelor de miriști de unde a pornit incendiu și nu vor să facă asta decât dacă vine un mandat de la procuror. Deci am ajuns cumva ca reprezentanții instituțiilor statului să se lupte între ei ca să facă față acestui accent de piromanie din societatea românească, pentru că avem mii și mii de incendii. Primăvara, România este cea mai roșie după Ucraina, acolo este război, iar la noi nu este război și totuși este roșie. Cumva instituțiile statului trebuie să intervină cu fermieri. Știu, oamenii își pierd subvențiile de la Apia, ai spus că respectivul care are teren și a incendiat ogorul și nu vor să supere electoratul. Bine, terminăm în iarnă cu partea dar să impună odată legea, că altfel ne sufocă România asta. Arde, nicăieri în Europa se întâmplă ceva similar. Da, e posibil să fie așadar incendii de miriște puse, oameni care păstrează acest obicei foarte vechi, dar care, iată, are niște efecte păguboase, iar vegetația fiind foarte uscată, focul să se extindă rapid, probabil. Trei sferturi din de gunoi din România iau foc. Oare de ce iau foc? Pentru că nu sunt instalațiile acelea extragerea gazului metan, care ar trebui să neutralizeze fermentația și gazul metan din groapa de gunoi, nu sunt la cerințele standard. Al doilea rând, există oameni și administratori de gropi de gunoi peste tot în România
dau intenționat gropilor de gunoi pentru a scădea volumul și a putea depozita în continuare. Nu am văzut procurori care să meargă. La garda de mediu merge garda de mediu, dar trebuie să meargă pe procuror cu ei. Ori eu nu am văzut în cazul de față nici procurori care să vină la masă și procurorii spun noi nu suntem instruiți pe zona de mediu. Ori iarăși e o problemă în Ministerul Justiției când ei nu-și instruiesc capitalul uman, resursa umană pentru astfel de... Iar noi vom trece zona Greciei cât de curând, din păcate. Da, Doamne ferește să se întâmple. Așa vedem că e o situație scăpată de sub control de multe ori în Grecia. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Octavian Berceanu a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe acum.